Apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră la invitația unor frați de aici. N-am fost de mai multă vreme, suntem prinși în lucrare acolo și așa mă rog Domnul să-mi dea putere, să-mi dea sănătate. În seara asta trebuie să fim neapărat acasă. Mâine avem o activitate până la amiază în biserică. La ora 1 trebuie să fiu la o mormântare. A murit mama la 20 de copii și o să fie destulă durere. Mâine seara suntem programați în altă biserică. De aceea l-am rugat pe fratele Arcadi, tovarăș, coleg de clasă, prezbiter la noi în adunare. El conduce mai bine ca mine să mă ajute. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Am citit două versete din Petru, dar aș vrea să am un gând la cuvintele care spunea fratele Gheorghiță din Luca, din capitolul 18. Pentru că azi este de post și de rugăciune și trebuie să ne rugăm Domnul, să ne rugăm neîncetat și să nu ne lăsăm. Amin. Asta înseamnă perseverență, tenacitate. Amin. Domnul să ne dea. Amin. Primul gând acolo e un paradox. L-am numit eu dreptate la un judecător nedrept. Te duci cu un proces la tribunal și te gândești, măi, am să întâlnesc. Dacă nu-mi place de un judecător, pot să-l refuz. Mă duc la altul, e dreptul meu. Dar într-o cetate era unul, nu erau 10 judecători. Era un judecător nedrept. Biblia numește nedrept, înseamnă că așa era, iar femeia își caută dreptate la el. Că nu are planul B. Noi avem cineva, eu am cineva bolnav în familie, spun, măi, am prieteni, am cunoscuți, am bani, mă duc la București, aranjez, nu? Sau mă duc la un tratament din ăsta naturist, acum se poartă. Îi dau ceaiuri, îi dau leacuri. Dacă nu mă duc în Franța, până la urmă, caut, am mai multe soluții. Nu-i planul A, e planul B. Femeia asta nu avea două variante. Nu mai avea încă un judecător. Băi, nu e ăsta, mă duc la celălalt. Așa suntem puși noi câteodată într-o împrejurare că nu avem planul B. Singurul care ne poate ajuta e numai Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Câteodată El ne lasă să ne epuizăm toate posibilitățile noastre, le încercăm și la urmă vedem că Dumnezeu ne ajută. Citeam de fratele Osmani, că erau la o slujbă de evangelizare și printre evangeliști era unul care a fost campion la not. Foarte bun. Și pe când era pe malul apei la evangelizare, un ascultător a căzut în apă. Și el toți aștepta ăsta să se ducă să sară. Ăsta sta pasiv. Și ăla răbnea, se zbătea. Ăsta nimic. Se spunea, fratele, mă uitam la el, măi, ce cu tine? Într-un fel așa, cu mustrare. Și era nimic. Până la urmă, ăla lua apa la vale, ducea la vale. Când se scufunde, ăsta sare în apă, îl prinde și îl aduce la mamă. Și spune, măi, omule, de ce l-ai lăsat să se chinuiască? De ce n-ai sărit din prima? Zice, domne, cu unecață ăsta e o tehnică. Atâta vreme cât el are putere, el se luptă, te prinde, te trage, ne necăm amândoi. Când el a pierdut orice șansă, a renunțat la viață, atunci e ușor de adus. Spune că așa ești cu pocăință. Cât mai avem bani și posibilități și putere, ne luptăm. Când spunem, Doamne, singura nădejde ești. Atunci Dumnezeu intervine. Că e un paradox aici. Dreptate la un judecător nedrept. În al doilea rând mă gândeam că femeia asta mergea la judecător cu o cauză bine știută. Ea nu s-a dus să ceară multe lucruri. Ea avea un singur lucru, fă-mi dreptate în ceartă cu părâșul meu.
Noi când mergem la Dumnezeu, câteodată punem câte 10 cereri. Să fie pus ca la sindicat. Spunea un frate, eu nu negociez așa. Îi pun mai multe ce mi-a dat, mi-a dat. Nu, femeia asta era într-o situație limită. Și ea s-a spus, fă îndreptate în lucrul ăsta. Și Dumnezeu i-a făcut. Ce-mi place mie din toată pilda asta, apar acolo, pe coordonata timpului, apar două segmente. Unul se cheamă multă vreme. Și dacă am fi rămas numai la multă vreme, nu-mi plăcea pilda asta. Multă vreme să nu ți se facă dreptate. Multă vreme să te rogi. Multă vreme să fii mereu nedreptățit. Multă vreme să cheltuiești. Multă vreme să bați la o ușă. Multă vreme să nu te asculte nimeni. Și dacă era numai atât, dar nu-mi plăcea pilda. Dar pe segmentul ăsta de timp, dacă multă vreme e atâta, la urmă apare un cap și spunem, dar la urmă. Și asta e frumusețea. Că vine o urmă. Vine un moment când se rezolvă problema asta. Amin. Dumnezeu să ne dea încredințarea aceasta. Amin. Pe ulița pe care stau eu, stă un uncheș de-al meu. Toată viața a fost un om rău, bețiv și bătăuș. Avea bani, era magazinier la stat. Și când intra în capătul uliță, striga, băi, cine vine să bată cu mine? Cine ieșe în drum să bată cu el? Bă, trebuie să fie. Și toată viața, nevasta lui după căsătorie s-a pocăit. Venea la adunare, verișoară cu taie, când ai un cheș, plângea, ai milă de Vladimir, ai milă de Vladimir. Vladimir cu sticla curachiu și cu bătaie. Și femeia asta s-a rugat un an, doi, trei, s-a rugat cu 60 de ani. Și când un cheșul meu avea 80 de ani, om nici m-a spus, măi, nefoate, aș vrea să fiu și eu cu tine. S-a lăsat de băutură, s-a lăsat de scandal. Încă trăiesc amândoi, s-a frotit de 90 de ani, nu știu exact cât au, oricum peste 86-87, până acum mergeau, treceau pe la poartă amândoi, doi bătrâni, și mergeau la casa Domnului. Și eu am spus, măi, să te rogi 60 de ani, nu-i multă vreme? Dar la urmă, aleluia, o veni bucățica aceea frumoasă, capătul ăla frumos, să nu-l dea Domnul și nouă. Și apoi spune, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi. Eu mă gândeam oare cum sunt aleși. Scrie în Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Asta e fotografia aleșilor. Asta e poza lui. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Asta e fotografia dumneavoastră, nu? Așa arătați voi. Niște aleși, sfinți și prea iubiți și ne îmbrăcăm. Cu ce ne îmbrăcăm? Cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Domnul să ne ajute să fim aleși. În Isaia 32:8 spune, cel ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Măi, când te pui cu capul pe pernă și te gândești ce să faci tu ziua de mâine, ce planuri faci? Alese? Care sunt planurile alese? Și stăruiește în planurile lui alese. Doamne, ajută-ne la asta. Și nu va face el dreptate aleșilor săi care ce mai fac? Strigă ziua și noaptea către Dumnezeu. Da, vă spun, le va face dreptate. Și să ne asculte Domnul și nouă rugăciune. Amin. Am citit din 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, că noi suntem ca niște pietre vii. Și suntem zidiți ca să fim o casă duhovnicească și să aducem jertfă plăcută lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Casa lui Dumnezeu suntem noi, spunea Pavel, dacă păstrăm până la urmă încrederea neclândită și nădejdea cu care ne lăudăm. Tu ești o piatră vie, tu ești o piatră vie, tu ești o piatră vie. Amin. Amin. Știi care e pericolul la pietrele astea vii? Că o piatră moartă o pui în zid și stă. O piatră vie poate să plece. Și zădește un zid
Și numai o piatră pleacă, face moftul, nu-i convine, nu-i place ceva și-o pleca de acolo. Și rămâne în zid o gaură mare, o spărtură. Și diavolul aruncă cu săgeți acolo, trage la cei din casa ta, o plecat piatra. Dar de ce o plecat? Și merge tot comitetul să aducă piatra înapoi și nu vrea să vie. Pune pretențe, pune condiții, că el e piatră vie și nu vrea acolo. Nu. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Și apoi piatra aceea are un loc și până găsești cei care zădesc știu cum e. Acum când pui cărămidă, deci ea e cam la fel. Dar la noi când eram, se zădea chiar cu pietre din carieră. Măi, până găsi o piatră exact ca aceea, știu că căutau pietrare, să fie exact ca aceea. Aia are un rol, are un dar, are o slujbă, are un loc, are o chemare. Și el lasă tot și pleacă. Și apoi ca să nu găsi chiar la fel, o puneai și puneai mult mortar ca să stie. Cred că aia e dragostea. Noi suntem zidiți în dragoste, știi? Și apoi atâta trebuia să ne iubești, să-l aduci ca să repar zidul. Că noi suntem pietre vii. Și suntem chemați ca să aducem jertfe duhovnicești. În vechime se aduceau tot felul de jertfe. Acum în Noul Testament trebuie jertfe duhovnicești. Haideți să identificăm câteva jertfe și să le aducem la casa de rugăciune. În Roman, capitolul 12, versetul 1, Pavel spune așa. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci, prima dată, jertfa duhovnicească e trupul meu. Că trupul meu este templul Duhului Sfânt. Amin, amin. Templul de la Ierusalim nu mai este, l-a dărâmat Titus în anul 70. Evreii nu mai au templu. Templul care l-a văzut Ioan din ostrovul Patmos, încă nu a venit. Unul a plecat, unul încă nu-i venit, dar Dumnezeu nu rămâne fără templu. Și atunci vine Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16 și spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? În 1 Corinteni 6, 18 și 19 spune iarăși: de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, iar trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Prima jertfă duhovnicească e chiar trupul nostru. Doamne, ajută-ne! Amin! Când vorbesc de trup, un înțelept din vechime a scris un verset în Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1, și a spus așa: păzește-ți piciorul când intri, voi vi l-ați păzit acum? Ce înseamnă, ce sugerează asta expresia păzește-ți piciorul? Adică să îți faci o dare de seamă. Ieremia spune, privește urma pașilor în vale. Când vii la adunare, îți faci un proces de conștiință. Băi, eu mă duc la adunare. Dar cum mă duc? Cum e trupul meu? Expresia asta, păzește piciorul, mie îmi sugerează curăție. Că Domnul a nimicit pământul cu un potop de ape, noi plutea pe ape în corabie, n-avea internet, voi aveți. Și telefoane aveți, nu? Da. Și tare multe știri aveți. Noi n-avea ferestre lateral, avea numai una în sus. Să ne-o dea Domnul fereastra sus. Amin, amin. Și nu mai știe, s-au gătat potopul, mai este apă, nu? Ce-o fă cu noi? O luat un porumbel și nu o zborâne pe fereastră. Și porumbelul spune în Geresa, în capitolul 8, cu versetul 9, că au venit înapoi că nu găsit un loc unde să-și pună piciorul. Da? Și noi l-au prins, l-au băgat în corabie, băi, porumbelul nu stă pe hoituri. Nici pe grămezi de gunoi, nici pe cadavre în putrefacții și plutesc pe apă. Că porumbelul e simbolul Duhului Sfânt. Aleluia! Și noi trebuie să avem trupul curat. Amin. Că scrie în Levitic, capitolul 8, versetul 23, la punerea în slujba preotului, trebuia să-i pună sânge pe urechea dreaptă, pe degetul mare la mâna dreaptă, pe degetul mare la piciorul drept. De ce? Din crește până în târg să fie sfânt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dar acum suntem oameni. Cine nu greșește? Și îmi place că
parcă în Exod 30:20, pentru evrei, pentru preoții ce veneau la slujbă, era o șansă dată. Se spune că era un lighean de curățire și apoi când vinei, trebuia să speli picioarele ca să nu mori. Păzește piciorul. Asta înseamnă curățire. Dacă totuși ne-am mai colbăit, ne-am mai prăfuit, Domnul ne pune mijloace ca să ne curățăm, să profităm de ele. Care sunt mijloacele astea? 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Amin. În Efeseni capitolul 5, versetul 26 spune ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Avem credința, avem cuvântul care ne curățește. Amin. În Proverbii 28:13 spune cine ascunde fără de legea nu propășește. Cine o mărturisește și se lasă, capătă îndurare. Frații mei, când venim la adunare, ne aducem trupul ca o jertfă sfântă. Păzim piciorul. Amin. Ce sugerează mie expresia asta? Păzește-ți piciorul. Îmi sugerează activitatea. Dincolo de curățire, ce am făcut eu cu piciorul meu? Unde am umblat? Unde am fost? Eu spunea capitolul 23, versetul 11. Piciorul meu s-a ținut pe urma pașilor lui. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1, Pavel spune călcați pe urmele mele, eu calc pe lui Hristos. Amin. Pe unde ați umblat săptămâna care a trecut? Pe unde am umblat eu? Ce am făcut piciorul ăsta? Că la urmă trebuie să-l aduc în adunare. Și în Isaia 52:7 spune cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor care vestesc pacea, care aduc vești bune. Ce vești bune aduci tu? Când te duci la vecinul de alături, cu ce vești? Când pui mâna pe telefon, ce ai să-i spui? Ai vești bune? Domnul să ne ajute. Amin. Și expresia asta mai sugerează ceva, păzește-ți piciorul. Când vorbește de biserică și ca biserica fiind trupul lui Hristos, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, Pavel spune așa. Dacă piciorul ar zice, pentru că nu sunt mână, nu-s din trup. Nu este pentru aceasta din trup. Asta îmi sugerează mie că trebuie să fii mulțumit cu locul pe care l-ai în adunare. Venim toți mulțumiți cu locul care îl avem? Amin. Cu slujba care o avem? Amin. Cu modul în care ne folosesc frață? Sau vin bucuros, poate predic și nu mă pune și mă duc acasă supărat. Nu? Biblia spune, păzește-ți piciorul. Amin. Fii mulțumit cu locul tău în adunare. Amin. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Că prima slujbă duhovnicească care o aducem e trupul nostru. Și Pavel acolo spune romani, aduceți. Mie asta îmi sugerează prezența. Aici, când Deuteronom 16:5 spunea când va da Domnul odihnă în țara aceea, n-ai să poți prăznui paștrii unde vrei tu. În locul pe care Dumnezeu l-a ales. În Matei 18:20 spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Credem că Iisus e aici? Amin. Amin. De fiecare dată? Amin. Când aveți voi în timpul săptămânii? Marța. Și marța Domnul vine aici la voi? Amin. Și joia? Amin. Și vin și frață să întâlnească cu el? Cum? Dar de ce? Acolo în Roman 12 spune pentru îndurarea lui Dumnezeu. Eu vă întreb, marța Domnului n-are îndurări față de voi? Are? Și joia? Și nu veni seara să-i mulțumiți? Asta înseamnă prezență. Eu am o predică specială, dar nu o predică aici. Despre prezența la adunare. Dar am și o presiune de laudă. Eu am mulți ani de zile, nu știu să-i număr, că n-a lipsit niciodată de la adunare. Deci dacă a fost adunare la Bosanci și eu n-am fost acolo, am fost la alta, dar nu a fost program de adunare de mulți ani de zile. Știți de ce? Era mecanic locomotiv. Eu veneam cu Apseratul, ziceam la București. Asta a fost o vreme. Și aveam un râu. Atunci era mecanic ajutor, era mecanic, dar mecanic cu bețâm, curbar, bătăuș, râ.
Băi, deodată se pocăiește. Frate Dragoș în sus, frate Dragoș în jos, și se pocăiește la sâmbătare, la adventiști. Și fac servici cu el și la un moment dat Petrică îmi spune așa: frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că eu am 10 ani de zile de când n-am lipsit de la niciun sabat. Că ești cu sâmbătă. Băi, dar eu îl cunosc, aranjat, da, mama, colegi, aranjat, la șef, făcea vinerea, nu m-a spus sâmbătă. Și eu m-am gândit, săracul, dacă ești cu legea, dar eu dacă sunt cu harul, eu pot să lipsesc. Nu? Eu sunt cu harul, el e sâmbătar cu legea, n-are voie să lipsească sâmbătă. Dar eu ce vine că pot să lipsesc duminica. Ai milă, Doamne. Da sau nu? Nu. Te spuneți că nu? Nu. Și atunci de ce lipsiți? Odată îmi spune un frate la noi din adunare, avea 14 copii, l-a chemat Domnul acasă cu 14 copii și spune: măi, frate Dragoș, n-ai mai fost de mult pe la mine. Frate Gheorghiță, așa îl chema, de 3 ori m-am pornit la matare, dar n-am ajuns. El spune: măi, dar cel mai aproape până unde e jos? Și eu stau și mă gândesc și el mă întreabă: bă, da, ai ieșit din curte, măcar când te-ai pornit? Eu zic: n-am ieșit. Apă nu te-ai pornit, numai te-ai gândit, dar nu te-ai pornit. Că dacă te pornești, poate ajunge. Eu am luat vorba asta lui și am spus duminică seara la adunare: fraților, noi marți seara avem adunare, vă rog un lucru numai, porniți-vă. Dacă vă porniți și n-ajungeți, n-aveți nicio vină. Eu m-am îmbrăcat, am luat Biblia în mână și m-am pornit. Am ajuns până la 10 metri și n-am mai ajuns, da. Zic, atunci și Dumnezeu, dar porniți-vă. Care vrea acum, joi seara, să pornească la adunare? Vrea, uite, unul o să vină. Și mai am un gând aici, să trec mai departe. Un verset greu de interpretat. Evrei 10:26. Dacă păcătuim cu vorba, cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare. Frate Dragoș, care e păcatul cu voia? Măi, o fi curvia, da. Și boția, și... Dar, hai să luăm versetele un pic mai de la deal, de la Evrei 10:24. Să vedem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Acum hai să le citim așa, fără punct și virgulă. Le citim cum a fost scris. Spunea Pavel așa: să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, nu mai este jertfă. Eu de sâmbătă în seara, știu că mâine, duminică, nu merg la adunare, că mă duc până am o treabă. Dacă e păcat cu voia este. Sau de joi dimineață spun, de seara nu vin la adunare, că am spus, vină o cosă de la lucru, vine și află la mine, fac un grătar și nu mai merg la adunare. Dar dacă e păcat cu voia, ce faceți? Cine vă mai iartă? Măi, eu am venit la București. Dacă vă propuneți să veniți mai des la adunare, bun. Într-una din zile eram chemat la Vipovă de Sus la o căsătorie. O să l-am mir, de mireasă, mai dacă de Domnul venim. În anul acela au fost inundații, au fost de servici, tătă noapte am lucrat cu trenul, veneam cu acceleratul de la București la Suceava, acolo la Dolhasca, la Litin, o ieșit siretul, era cât vezi cu ochii numai apă, o ajuns apa până la șină aproape, eu mergeam cu trenul încet, că aveam oameni în spatele meu, eram mecanic, am ajuns la Suceava la ora 8, îi spun la nevastă, pregătește hainele, plec la Vicu. Nevastă îmi spune: măi omule, tu ești normal? Doar la Călănești podurile sruptic, s-au anunțat. Îi potop de apă, tătă noapte ai lucrat. Măi, nevastă, i-am promis, mă! Na, du-te. Eu îi spun la nevastă, eu știu când ajung. Doar eu știu când ajung. Dar să-i spun la mine, băi, m-am pornit până la Rădăuți, podul era rupt, s-au auzit că e rupt și n-am avut cum să vin, ce vrei? Măi, și plec la Rădăuți, trec mai la deal pe la Călănești să putea trece, ajung la Vicu, podul rupt. Era un frate cu un excavator mare, o săpat niște canale ca să curgă apa, apa curgea cu repezeciune și el m-a văzut: o, frate Dragoș, unde mergi? La Vicu, dar n-am cum. Ai cum, vin cu apa. Avem un excavator mare. M-a pus în cuva aceea și m-a trecut pe partea cealaltă, adunarea era aproape goală. Trebuia să predice fratele Chelba Aurel și cu mine. Chelba nu a venit, o zic, băi, Chelba are în casă apa până la ferește. Și nu a putut veni.
Mirile și mireasa să te opri scaun era ca la priveti, nu ca la nuntă. S-au mai bucurat că m-au văzut pe mine. Totul, frate, trebuie și cum de mit, dar am promis-o. Și dacă m-am pornit, am ajuns. Voi, dacă vă porniți joi, fără adunare, adunare plină. Ajungeți, vă spun eu. Doamne, ajută din asta. Aducem trupul nostru ca o jertfă. Asta înseamnă prezență. Ca o jertfă vie. Asta înseamnă activitate. Nu am venit noi la voi să pun un sumăm oxigen și har, dacă ești un pic, ne îmbrănim bine și plecăm. Nu? Aduceți. Voi ce ați adus când ați plecat de acasă? Doar când pleci la adunare, voi te duci în vizită la o familie și te gândești, măi, are copii mici, trebuie să pun o pungă de bomboane. Măi, sora asta e bătrână, pun o sticlă de lapte. Deci când pleci undeva, îi duci ceva, nu? Voi ați venit la adunare, ce ați adus? Că Biblia spune, aduce la casa Domnului. Cu ce te-ai pornit de acasă? Doar n-a venit cu mâna goală la adunare, nu? Și apoi unul aduce o cântare, unul predică, cum a spus, unul rugăciune. Na, voi n-ați mă pui nimeni la predică. Dar în vechime era o lege. Dacă cineva era mai sărac, nu putea aduc un vițel mare, o să spune, du-te, prinde o turturică. O turturică și ala aduc acolo, dă-o Domnul ceva. Nu puteți veni cu predici. Dar un amin puteți? Amin. Că scrie în 2 Corinteni 1 cu 20 și aminul care spunem noi prin el este spre slavă lui? Amin. Doamne, dă-ne amin acela. Ați venit cu un amin de acasă? Amin. Undeva la noi cineva a avut un vis. Erau frați la adunare și au venit un înger al Domnului și împărțea niște bilete. Le-au dat mai multe hârtii. El se uită hârtie albă, se uită altă. Băi, ce scrie pe-a voastră? Și cineva spune, scrie câți de amin am spus noi. Măi, unul avea foaia plină, altul pe jumătate, scuite, nici un amin. El era foarte sobru în adunare, totdeauna plictisit, mai moțăie, așa că nu spun ca unii din voi. Dar se întâmpla ca să mai moțăiască și frate știa că el e prea liniștit. Măi, vine duminică la adunare, slăvit să fie Domnul, el, amin, amin, amin. Vă spune, ce pădânsă? Vine cuvântat, spui Domnul, amin, amin. Măi, ce-o poți să trebuie să măi, frate, ce cu tine, mă? Păi, frate, uite, am avut visul ăsta așa, așa, și vreau să vă ajung, măi, de urmă. Voi spuneți unul, eu spun trei, poate, puntează ce e așa la mine. Odată spuneam la Suceava, era stăruință. Și un frate foarte calm, așa, Doamne, botează-mă, dar n-am zis ce spune. Frate Petrică, roagă-te mai tare. Dumnezeu e surd? Nu-i surd. Doamne, botează-mă, știi, Petrică, mi-i surd. Doamne, ai milă. O, primit Dumnezeu. El era zugrav. Și visează seara că zugrăvie o fațadă la bloc. Era sunit pe scară, se ținea cu mâna de geam și da cu pielea, așa. Și i-a fugit scara de picioare. Și când i-a fugit scara, el a rămas și spunea scara la cei de jos. Și el n-auză, umbla cu el, scara, băi. El n-auză nimic. El, scara, băi. S-a trezit dimineața, striga, scara, scara. Păi vine a 20 la zero, Doamne, botează, băi, Petrică, ce cu tine? Băi, mi-a arătat Domnul că trebuie să fii mai tare. Aleluia. Și Domnul l-a botezat, acum ai până la mie, că ai până la bătrân. Deci când venim la adunare, aducem ceva, da? Aducem trupul nostru la o zi, vie, sfântă, stai că trebuie și sfântă. Trebuie și sfântă, da? La noi, eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Eu am predicat odată într-o adunare în America și am spus, eram cu mitică, la fratele Lazar Gou. Și zic, după cum arătați, nu vă primiesc niciunul membru la noi. Dar fi eu mai râs, o mai plâns, fiecare ce-a vrut. Așa, eu vin cu biserică conservatoare. Avem două surori, cântă, pe niște privighetori. Voci frumoase, cântă pe două voci. Duminică dimineața primesc un bilet. Frate, dragă, sora X cu Y, nu ne spun nume, sunt maritate, au familie, poate, au dorință să cânte o cântare. Mă, eu cântarea o voiem. Ca să fie programul frumos. Dar el îi dădea tonul la mod, umbla fără batic, prin sat, umbla îmbrăcate cu pantaloni, la noi nu-i voie. Băi, atâta să le pun, păi zic, nu-i pun, pun biletul în buzunar. La o jumătate de oră, când ies caz bine, sora X și cu Y, acum gata, nu pot biletul din prima. Vin seara la adunare, primesc un alt bilet, sora X cu Y, un bilet în buzunar, acum hotărât. Când am ieșit,
El mă așteaptă pace, așa, Tădeauș. Pace, măi. Tădeauș, ați primit un bilet că vrem să cântăm o cântare? Nu. Am primit 3 bilete. Și el spune, și de ce nu ne-a spus? Măi, hai facem un aranjament, veniți pe mai departe. Umblați o lună din zile ca niște fete pocăite. O lună, mult? Faceți o probă. Puteți fi pocăite o lună prin drum. Și după aceea eu vă pun să cântați. O dat de mână și o plecat. Le era greu o lună. Apoi jertfa asta trebuie să fie și sfântă. Adică punem la predică, la cântare, la rugăciuni pe oameni care au o viață sfântă. Doamne ajută-ne! Până la ce vă stați? Eu mă uit la voi, mă văd că dormiți, zic ca vină așa cu Corinteni și plecăm acasă. Așa. În 2 Corinteni 4 cu 16 spune că noi avem un om de afară și un om dinăuntru. Eu am spus că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Ferice de voi că l-ați adus aici. Amin. Dar m-a dus și omul dinăuntru. Amin. Omul duhovnicesc l-am adus. O atitudine corectă avem în adunare. Amin. Fratele Aurel și-o pus, predica la mnenăuți. Predica și o soră prin la banca să se uită la el. Și el s-a bucurat, uite bătrâna să fie de atentă, știi? Să uita așa la el. Bă, dar aia nu întoarță, nu clipește. Păi, soră, oprește-mi vreți. Spune drept la ce te gândi. Dar ea spune, vai ce m-ai prins, frate Aurel. Am uitat să închid găinile și tare umblu vulpea pe la noi pe acolo. Și când o predicat, ăsta era cu gândul la vulpi și la găini. Voi sunteți atenți la predică? Amin! Amin, da? Amin! Adică aducem și omul dinăuntru, o atitudine. Când ne aducem aminte, ne aducem aminte. Amintirile spune să ne aduce adunare. Scrie în numeri 15 cu 40. Aduceți-vă aminte de poruncile Domnului. Noi cunoaștem Biblia. Când venim aici, venim cu... Da, de poruncile mele, da. Deci venim cu cunoașterea Scripturii. În 1 Cronii 16 cu 12, în 1 Cronii 16 cu 15, aduceți-vă aminte de plan, de minunile Lui, și dincolo aduceți-vă aminte de legământul făcut cu El. Eu întreb aici, sunt oameni care au experimentat minunile lui Dumnezeu? Da. Sunt oameni care au fost vindecați? Da. Care au fost iertați? Da. Care au fost scăpați din primejde de Dumnezeu? Sunt? Da. Veniți cu amintirile astea aici. Că a plecat David să bată cu Goliat, s-a uitat Saul la el. Dar nu poți, bă, să-i uci cât de mare și pe uros. Ce argumente ai tu? David spune, robul tău păștea oile tatălui său și când venea un urs sau un leu să iau o oaie, mă duceam și o smulgeam. Și dacă se ridica împotriva mea, îl prindem și îl rupem falca. Ieri a fost o familie, avea 2 cățeli în țări de cărnie noi. 2 cățeli mici, de la picioare, tot mărși, pui de acolo. Și mă gândeam, uite, dacă era David, doi cădeli din mine, el îl rupe falca la leu și eu pocăit, adică noi mă tem după fel. Și voi nu vă temeți deodată? Dar David spune așa, cel care a fost cu mine atunci, este cu mine și azi. Voi veniți cu amintirile astea când Dumnezeu v-a scăpat, v-a vindecat. O mai poate face încă o dată. Domnul să o facă. Mă spune, aduceți-mă aminte de legământul său. Eu acum, eu am 60 și ceva de ani când sunt pocăit. Ieri am plinit 62 de ani. Acum 40 și ceva de ani am făcut un legământ cu Dumnezeu. E mare oameni. Știți câte ispite am avut eu de atunci până acum? Stă la Brașov, la liceu, am lucrat, la cămin de nefamiliști. Nu mă mai spun ce era acolo. Întotdeauna Duhul Sfânt îmi spunea, ai un legământ? Ai un legământ făcut? Și mulțumesc Domnului care m-a păstrat până ziua de azi. Acum vreo 37 de ani m-am însurat din dragoste cu nevasta și ne-a întrebat, măi, până când? Toată viața, cu ajutorul Domnului, e legământ. Puteți să calc legământul de 1000 de ori. Nu l-am calcat niciodată. Când totdeauna am spus, măi, eu am un legământ. Povesteam acum că l-am cunoscut pe fratele Ilie Panțâru. La noi la adunare am venit un bătrân, nichemat, neinvitat, nu știu ce au venit. Și mă duc, spun, frate, pacea Domnului, cine ești dumneavoastră? Ilie Panțâru mă cheamă. De unde? De la Trisăcărie.
Unde-i prisucăriu? În Ucraina. Și noi avem binecuvântări de copii și am spus, ai putea avea un cuvânt la binecuvântări? Mă, băiete, dacă mă pui, da. O ieșit omul ăsta la amvon, noi predicăm. Știți fiecare cum predicăm. Eu n-am văzut predica la om, în 5 minute, tot adunarea plânge. Nu mai avea baptist, dar nu spune mare lucru, băi, oameni buni, eu le-am în cap, așa, versetele, așa. Dar el nu spune mare lucru, de aici, de acolo, băi, plângei, că nu mai avea baptist. Și printre altele povestit el, eu la 2 săptămâni, ce m-am căsătorit, pe la 3 noaptea, 2, au venit ca ghebiște. Și mi-a luat nevasta din pat, că avea ordine să iei și să-i ducă în Siberia. Și mi-a luat așa cum era în capot, și o striga nevastă la mine, Ilie, adă niște haine mai groase, că știi că Siberia ne duce. O venit cu un camion, cu ladă, îl pune sus în camion. Că am luat niște haine groase, am pus un petroi și m-am dus și că nu m-a lăsat să mă apropii și am aruncat și el l-a prins. Când a plecat mașina, eu m-am prins să mă duc și eu. Mi-a spus ce? Băi, luați-mă mine că-s pocăit. Băi, avea un tabel, s-a uitat, nu ești pe tabel. Și l-a lovit cu arma până în zdrenii dinții și o căzut jos. Îmi spune, fraților, un an de zile, mai mult de un an, am umblat prin sat ca să-mi strâng bani să mă duc la nevastă în Siberia. Și îmi spune oamenii din sat, băi, băiete, bă, tu nu știi ce e în Siberia, bă, dar nu mai sunt femeie aici în sat? Da. Și el spunea, eu am un legământ. Da. Și eu n-am voie să cal legământ. Da. Și îmi spunea că după ani, după 3 ani, au ajuns acolo și când s-au văzut, la nevastă nu venea crede, era într-o colonie din asta, într-un lagăr. Și îmi spunea, am avut 8 copii, dar în tăți ani ăștia am trăit în Siberia, cu nevastă nu m-am certat niciodată. Și se uita la noi în adunare și spune, dar voi când vă certați, de ce vă certați? Și am când se uita la adunare, nu-mi păsa prea tare. Dar spunea, ei frate, eu nu m-am certat cu nevasta. Și se uita și la mine, în spate, dar voi când vă certați? Și acum eu vă întreb pe voi, bucureșteni, voi când vă certați, de ce vă certați? Chiar a trebuit să vă certați, așa? Ei, apoi la omul ăsta, eu la un moment dat am spus, fratele, soția trăiește, da, nu mai vin la mine fără ea. Toată vă ce-mi treabă, ferbeam niște cartofi la porc, vă doi la poartă, când vine moșul Ilie cu nevasta, amândoi din mânuță, erau bătrâni, anul trecut a murit omul ăsta la 90 de ani. Frații mei, când vorbim de amintirile astea frumoase, astea ne zidesc pe care Dumnezeu ne-a ocrotit, ne-a protejat. Am scăpat de COVID, dar să mai scăpăm. Amin. Am scăpat de război, încă să mai scăpăm. Că Dumnezeu poate să ne ocupe. Veniți cu amintirile astea aici. Amin. Și mai spun un lucru. Evrei, capitolul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le. Temelia în adunarea noastră n-am pus eu. Temelia o pus o alță. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuț pe 25 de ani. Într-o iarnă de lună februarie, bătut din post în post, desculț, pe gheață și zăpadă, l-a dus până la Cernăuț și l-a condamnat la 25 de ani. Eu i-am prins pe oamenii ăștia. Sora Cărlan Luxandra a lăsat copiii acasă și a plecat pentru 25 de ani la Cernăuț. Pe sora asta eu am înmormântat-o. I-am prins bine. La Volovăț, într-o seară, au arestat 30 de suflete, bărbați și de femei. I-au condamnat pe 25 de ani. 4 surori au murit în pușcărie. Nu mai văzut bărbați și copii. Ăștia au pus o temelie, măi, oameni buni. O sfârșit frumos. Și acum, eu știi ce sunt tare deranjat? Când la temelie asta pusă prin Duhul Sfânt, vine câte un copil de ăsta tânăr și negociază pocăința. Câte o mireasă, dacă am voie cu spatele gol, dacă am voie cu 3 metri de coadă, că dacă am voie, nu știu ce. Și când te gândești cum a început pocăința și cum ajunge pocăința, pentru ce? Și eu dacă vă spun așa, poate nu mă mai chemați a doua oară. Dar eu n-am nevoie de bani voștri. Nu vreau să mă întâlnesc în iad, eu cu 3 lei în mână și voi să-mi bătiți obrazul. Așa îmi spune Biblia. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri.
care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă la sfârșitul felului lor și urmați-le credința. Păstrați o plăcută aducere aminte de sfinții care au fost. Doamne ajută-ne! Amin! Tot la atitudine asta, hai că nu mai credeți mult. Tot la atitudine asta spune în Efeseni capitolul 5, versetul cât? 19? Și 15, după aia 19, dar hai cu 15. Dă-mi Efeseni capitolul 5, așa. Nu că și la 19 vorbiți între voi cu sar, cântări de laudă și cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Din 5 cu 15 am predicat aseară, de ce era? Aduceți din toată inima laudă, aduceți laudă Domnului. Aici stați, binișor. Aici stați, binișor. Mai ales că scrie în Biblie că celui fără prihane și de bine cântarea de laudă, cel cu inima bună, el spunea să cântăm. Mulțumim Domnului, aici stați, binișor, cu laudă Domnului. Numai că, Iacob spunea că nu poate din aceeași vână să iasă. Băi, dacă v-ați apucat să cântați Domnului, nu mai cântați așa altceva. Da. Dacă v-ați apucat să vorbiți de minunile Domnului, nu mai vorbiți și altele. Da? Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Mai scrie în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cu rugăciuni. Cere și mulțumim, da? Aducem și rugăciuni. Ați avut un duc învocat din rugăciuni pentru a să vă laud, n-a dat tonul așa ca să-l tragă după el. Eu am fost la CFR-ul. Și eu acum am învățat ceva de acolo. Să spun că păstorul trebuie să fie ca o locomotivă care trage vagoane. Zic, eu mai păstăm câteodată rămâne locomotiva defectă și mă împinge vagoanele pe mine. Dar nu așa trebuie să fie, să împingă pocăitul, adunarea să-l împingă păstor, pe conducător. Trebuie să-i trage după tine, Romica. Doamne ajută din asta. Dar acolo spune, aduceți rugăciune. Și Domnul să ne dea un duc din lor. Mai spune în Mose, capitolul 14, versetul 2, aduceți cu voi cuvinte de căință. Eu m-am născut un pic înainte de a fi CAP-ul de colectivele făcute. Când eram copil mic, tocmai le-au luat la țărani caii și hamurile și căruțele și așa plângeau frații în adunare, apoi unii plângeau după Domnul, alții plângeau după hamuri și cai, dar tare nu mai plângea la noi în adunare. Acum nu prea să plânge. Nu prea să plânge. Eu am observat. Când eram eu copil mic, plângea adunarea, vino, Doamne, și Duhul Mireasa să zic vino, și tine auzi să zică vino, și ca adunarea, vino, Doamne. Poate n-am auzit de luni, de zile, de ani, și strâng la adunare, vino, Doamne, Iisus. Eu cred că trăim o leacă prea bine. Și Domnul îngăduie să ne sperie cu pandemia, și îngăduie să ne sperie cu Putin și cu Rușii, și ne mai mișc o leacă ca să ne mai rupă de pământ. Cred că e o metodă a Domnului ca să ajungi să ne lipească Domnul de cer. Să ne lipească Domnul, îți spune, vino, Doamne. Înainte când predicau frață, plângeau la predică. De ce plângeau? Nu știu. Eu aș plânge, dar de ce? În păcătare am avut o rară am descoperit de la Domnul. Dar spune psalmistul, tu nu mi-l pașul celui de pribiar, strânge la acrimine, și era o adunare mare și oprit un înger cu un burduf. S-a oprit la Romică, nicio lacrimă. S-a oprit la Dumnealui și a umblat îngerul așa prin toată adunarea cu burduful, s-a uitat atent, nicio lacrimă. O strânsă la burduful și o plecă înapoi. Așa mergeau pe altar. Nu mai avem de ce plânge, așa? Spunea Domnul Iisus, plângeți-mă pe voi și copiii voștri, că nu știți ce aduce în ziua de mâine. Să le dea Domnul cuvinte de căință. Dar noi predicau frață predicând și plângeau. Eu l-am cunoscut pe fratele Vorobețe la Camica. I-am zis, frate, cum te-ai pocăit în lumea tale? Măi, frate, eu m-am pocăit la baptiști când aveam 17 ani, dar am auzit noi că la Costișa, undeva lângă Rădăuță, atunci Bucovina era toată României, sunt oameni care vorbesc în limbi și prorocesc. Și într-o zi ne-am pornit dimineața la 3 cu căruțe, le-am pus scânduri pe căruță, 2-3 căruți, și am plecat 12 frați să vedem cum vorbesc aceia în limbi. Că nu știam. Și că am ajuns la Costișa la adunare, s-au ridicat fratele Lungu și au vrut să citească un psalm. Au început acum cu înger. Și nu l-au bătut, că fraților, nu mai pot citi, hai să ne rugăm Domnul.
și a spus, omului Duhul Sfânt și ne-a botezat pe toți 12. Și a venit 12 baptiști și a plecat 12, cântam în limbi și vorbeam. Eu mă gândeam, dar lungul ce arată ce-o plâns. Dumnezeu să ne facă un pic mai sensibil. Amin. Nu-mi dei, Domnul, haide-și în acazul ca să avem de ce plânge. Și spune acolo, aduceți cu voi cuvinte de căință. Vă mai spun ceva. Tot o jertfă. Ceva cu care să vin la casa Domnului, da? Deci odată venim cu trupul nostru curat, odată venim cu atitudine curată, cântăm, ne rugăm, plângem înaintea Domnului și mai scrie Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Aduce la visterie acasă Domnului, darul voastră, de bunăvoie, zice el. Și veți vedea dacă nu voi deschide cerul, puneți-mă astfel la încercare. Măi, când vii la adunare, ieși un leu cu tine. Că la noi, până la Suceava, s-a scumpit gaz. N-ați avut că la noi gaz mai scump? Da. Și la voi? Da. Și la voi? Da. Și la noi s-a scumpit curentul? Da. Și la voi? Da. Ajunge leu? Cu ce veniți acasă, Domnul? Aducem ceva? Când Exodul 35 cu 5 la facerea cortului a spus fiecare să aducă și aici e frumoasă pocăința. Cât îl lasă inima? Pe tine cât o lăsat inima ultima dată? Eu am vreo două întâmplări tare frumoase cu un anumit frate de la Cajoana Vasilia Coman care a fost în Italia și păstorul spune, frate, nu dau, frață, bani. Avem datorii la chirii 2834. S-a spus eu un număr, ca să nu spun minciun, nu știu. Și o să ridic pe Vasile, spune, fraților, azi fac eu colecta. Aia spui tu, un frate străin face colecta. Iese cu șorul la mână, spune, azi tăți dați. Eu mă opresc la fiecare și dați fiecare. Cine are buzunar de, cine nu are să împrumută. Pentru că am lăsat așa o pauză și unul se uita la altul și făcea aia. Bă, la da, da. Bă, așa, necare să mă da mare numai. Bă, zămânea, dă-i așa mare. O făcut colecta, nu a fost minut. Când o număra colecta, 2834 de euro. Euro pe euro. Și bă, sporul politicos, frate, mai invităm, mai veniți pe la noi. Că vine la ta colecta. Asta e treaba de voi, nu puteți veni voi. Aduce la casa Domnului ceva cu voi. Vasilia Coban, el e păstor acolo. Și când unul mergea cu colecta, era un frate de gospodar, chiabur, cum spunem noi. Când s-a apropiat banul, spune, s-a plecat și s-a aranjat cu vorul. Ăla a trecut mai departe. Vasilia spune, spune, frate, ar fi vrut să dea, dar dacă nu a fost atent, a doua duminică, nu știu cum se face, pentru ce, ăla avea față cu vorul. Spune că asta e șmecherie la tine, asta e șmecherie. A treia duminică, fraților, azi fac o colecta. Dar unul spune, dar n-ai făcut destul de azi? Îți îndemnați, fac și coleta. Și ea farfuria se duce, dar la spunea că nu știu cum urmă. Vasilii stă să te gândește, că trebuie să stai tu ghibos acolo, tot te-ați ce ridice. Și apoi stă, ăla să ridice. Colecta, frate. Ah, da, stai, frate. Apoi trebuie să venim noi, facem colecta. Când vorbim, aduceți jertfe duhovnicești, da? Aduci trupul tău. O jertfă vie, sfântă, curată. Când vii, aduci omul duhovnicesc, omul de la untru. Aducere aminte, căciuni, lacrimi, căință. Și a treia jertfă duhovnicească, când veniți la Domnul, aduceți darul de bună voie. Și nu mă pot, frate, să vorbesc asta. Așa am fost eu în mărire. Și eu vă promit un lucru. Eu am experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Amin. Și când vii la adunare și aduci ceva Domnul, n-ai să pleci cu mâinile goale. Ai să pleci cu brațele încărcate de binecuvântări. Amin.